Spitalul Județean de Urgență Slatina a primit astăzi un container modular pentru triajul pacienților. El a fost amplasat în locul unuia dintre corturile existente în curtea unității sanitare, dar în care personalul medical nu mai putea lucra din cauza frigului din ultima vreme. Aceste dotări sunt de la rezervele de stat și vor ajunge la toate spitalele din Olt. Am primit în Slatina, în Balș, în Caracal și în Corabia, la spitalele din aceste localități, câte un container modular transmis din rezerva de stat prin aprobarea Guvernului României la solicitarea Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Olt pentru a asigura condiții mai bune, a spune, pentru triajul epidemiologic pe care spitalele îl fac la accesul în unitățile spitalicești. Am avut montat aici un cort pentru triajul epidemiologic. Vremea rea îți spune cuvântul, adică frigul din cursul nopții îi afectează, în primul rând, cadrele medicale, pentru care noi avem o grijă deosebită, pentru că atunci când avem probleme de sănătate cu cadrele medicale, probleme de sănătate se vor răsfrânge asupra cetățenilor județului nostru. Managerul interimar al Spitalului Județean de Urgență Slatina, Dan Stana, spune că a solicitat pentru unitatea medicală 3 astfel de containere. Noi am solicitat 3 containere, până la urmă repartiția a fost de 2. A ajuns unul, sper să ajungă și celălalt ca să putem să renunțăm la aceste corturi. După cum vedeți și dumneavoastră, infectarea cu virusul este în dinamică și trebuie să creăm condiții cât mai bune pentru pacienți și pentru personalul medical. Containerul a fost pus deja în funcțiune. El se află lângă celălalt cort din fața spitalului, foarte aproape de unitatea de primiri urgențe.